6, 7 lucruri. Haideți să începem cu asta. Bine ați venit la un nou vlog alături de noi. Încep acest vlog cu cina copiilor. Le-am făcut cartofi cu cașcaval, pătrunjel și chifteluțe la cuptor. Am vrut să le înșir aici aceste imagini pentru că mi-a plăcut foarte mult rezultatul. Iar în cuptor, apoi o să vedeți că am pus și brioșele făcute de Eduard și un coleg de-al lui care a venit în vizită și le-au plăcut lor să facă aceste brioșe cu ciocolată. Și iar la fel a fost un rezultat foarte bun, au avut gustarea de după masă acele brioșe și le-am pus și la micul dejun a doua zi. Vă las aici cu aceste imagini. Noi filmăm acest vlog într-o zi în care e destul de plină, cu lucru, cu mâncare pentru copii, mergem la pașapoarte, trebuie să le lase dimineața și mâncarea făcută, fine. Viața unei mămici care și lucrează în afara casei, dar și acasă și trebuie să făcute toate. Bună dimineața! Încep aici acest vlog cu scurta mea rutină de dimineață. Acesta este un contur hidratant antipungi și anticearcăne și antipete. E de la Cicăi Nectar of Bio. Nu pune marca. Cosmos Organic. Eu nu văd marca. În schimb, mi-a plăcut foarte mult pentru că adevărul chiar reduce foarte mult de aici, din zona asta. Sper că nu am prea mult, dar ceva tot avem. Și vreau să zic că astăzi e o zi foarte mai diferită. Nu vreau să folosesc nici cuvintele complicate, nici dificil, nici nimic. E mai diferită. Pentru că copiii nu merg la școală astăzi, deoarece la ora 1 avem 1.20, 1.40, avem programări cu ei la Consulatul României din Madrid ca să le facem pașapoarte. Nu intenționăm să călătorim anul acesta în afara Spaniei, dar au nevoie de acte. Fiind români care locuim aici în Spania, copiii noștri nu au cetățenie spaniolă, fiind români care locuim aici în Spania, avem nevoie de să avem actele și copiii trebuie să le facem pașapoartele ca să nu avem nevoie într-un moment și apoi caută programare, vezi dacă reușești, vezi dacă îl faci la timp. Și vreau să zic că merg la lucru, merg la pașapoarte, la consulat și apoi mă întorc chiar la lucru, e o zi așa. Dar toate se fac. Apoi după amiază aș vrea să filmez un haul Shein pentru că am făcut prima mea comandă pe Shein. Sunt 2-3 rochițele și câteva bluzițe. Doar din curiozitate să văd și materialul, să văd cusătura, să văd dacă măsurile coincid. Aș fi vrut niște lucrușoare pentru ieșit în parc cu copiii. Ceva lejer, dar aranjat. Și ok de preț, mă scuzați. Și vreau să vă zic că acest vlog este făcut în colaborare cu Rebecca Mânzală, care este o drăguță. Deci canalul ei mi l-a recomandat YouTube de ceva timp, nu de foarte mult timp, dar am rămas pe canalul ei și îmi place foarte mult naturalitatea și realitatea pe care o filmează și ne arată pe canalul ei. Îmi place tare mult și cum vorbește și ce calmă e și ce cu picioarele pe pământ e și copilașii, doamne ce drăgălași și ce cumințe și cum trec de la o etapă la alta. Îmi place tare mult să văd canalul ei. Vi-l las canalul ei în descriere și îi mulțumesc foarte mult că a acceptat să facem această colaborare. A fost o drăguță cum mi-a răspuns. Chiar din prima, foarte frumos și cu dragă inimă, mă bucur tare mult și mulțumesc. Și să rămânem în continuare să vedem ce filmăm în acest daily, plus acest prim haul de Shein pe care o să-l fac. Nu uitați să vă abonați la acest canal, m-ar ajuta foarte mult. Eu am cerut ajutor să fac aceste colaborări pentru că am deja orele de vizualizare, dar aș vrea să trec de pragul de 1000 de abonați.
și m-ar ajuta foarte mult dacă v-ați abona la acest canal și ați rămâne alături de noi. Mulțumesc mult, să aveți o zi bună în continuare. Eu continui cu rutina mea simplă. Love it how you love me electric like you do. Love it how you love me electric always you. Love it how you love me electric electric I. Love it how you love me a lot, love me a lot, love me electric. Baby keep the light on for me, I'm coming home. Now I got you forever wherever I go. I feel like I'm high. Oh, and I wouldn't change the way you got me jumping through hoops. All the wishes in the world and I wish for you. I feel like I'm dying. Oh, and I found heaven in your eyes. Tell me it's all mine, holding on too tight. You're like a neon sign in a starless night, showing up so bright. Can't get over how you talk to me like I'm all you're ever gonna need. Seeing colors that I've never seen. I love it how you love me electric like you do. Love it how you love me electric, always you. Tripping over roses every time that you're there. I'm losing my mind. Oh, and I'm hot over the moon, you know that you got me good. I'm not even mad, I need you more than I should. I feel like I'm dying. Cum copiii azi nu mănâncă la școală, le-am făcut ghiveci de legume cu macarone și Ugo toată seara de ieri mi-a cerut cremuști. Și am zis că nu poți mânca crevăș după ce ai cinat, că deja ai cinat. Atunci am zis să le fac astăzi mâncarea aceasta simplă pentru amiază. Ghiveci de legume congelate, le-am pus la fier cu puțină sare, câteva macaroane ca să-i atragă mai mult și crevăștii care i-a cerut Ugo. Foarte, foarte simplu, dar pe lor le place foarte mult. Acolo e tava cu cina de ieri, am lăsat-o la înmuiat, mai stă puțin la înmuiat și apoi mergem mașina spre la vase și eu am plecat spre lucru. Și aici s-a trezit băiatul meu, David. E iubirea lui mamă. Așa-s diminețile minunate. Ador când se trezesc înainte să plec eu la lucru ca să pot să iau în brațe și să-i pup. Sunt minunați. Love it how you love me electric like you do. Love it how you love me electric always you. Love it how you love me electric electric I. Love it how you love me a lot, love me a lot, love me electric. Baby keep the light on for me, I'm coming home. Now I got you forever wherever I go. I feel like I'm high. Oh, and I wouldn't change the way you got me jumping through hoops. All the wishes in the world and I wish for you. I feel like I'm dying. Oh, and I found heaven in your eyes. Tell me it's all mine, holding on too tight. You're like a neon sign in a starless night, showing up so bright. Can't get over how you talk to me like I'm all you ever gonna need. Seeing colors that I've never seen. Azi dimineață, pur și simplu am înghețat de frig, mi-au înghețat mâinile până am ajuns la lucru. Și acum nu pot să dau ochelarii jos, ochelarii de soare jos. Am ieșit de la lucru. Am făcut pașapoartele copiilor, vor ajunge într-o lună. M-am întors la lucru, mi-am terminat treaba mea pe ziua de astăzi. Mă duc spre casă. Dar prima dată o să văd dacă e deschis la un salon de unghii chinezesc să-mi dau jos semipermanentul, pentru că am fost atât de inspirat acum 3 săptămâni să mi le fac și am crezut că să pot să mi-l dau eu jos singură acasă și nu pot. Așa că mă duc să fac, să văd dacă e deschis la ora asta. Nu știu ce să fac, pe de o parte aș vrea să mi le fac chiar semi-permanente, dar pe de altă parte n-aș vrea să am obligația să mi le fac să mi le fac mereu și să mă duc să-mi dea jos semi-permanentul.
așa că o să las doar atât odată, e de ajuns, e ok și o să mi le fac eu acasă în continuare, pentru că nu e felul meu să-mi fac manicura la salon, nu intră în organizarea mea. Și acum am căștile direct pentru că nu dați în mine, dar ascult a treia carte din cărțile Bridgerton, cred, Bridgerton. În spaniolă serialul se numește Bridgestone. Și acum am ajuns la a treia carte, Cuvântul sau Oferta unui Gentleman. Pe Netflix, acum mult timp, am văzut primele două sezoane și cum am abonamentul Voxa, am început să ascult cărțile. Sunt 9 cărți, eu am timp să le ascult pentru că lucrez mult și am timp să ascult la lucru. Și am terminat primele două cărți, sunt pe la jumătatea celei de-a treia cărți, Bridgerton, și cam asta e treaba pe ziua de astăzi. Merg să văd cu unghiile, mă duc să văd dacă ajung acasă ok și să văd comanda de șin. Cred că vreau să vă mai zic ceva, dar nu mai țin minte acum, mi-a fugit ideea. Cam asta ar fi. Ia uitați ce vreme. Aia nu-s nori de ploaie. E plăcut că e un vânt așa, e ok, dar arde și soarele. Eu sunt cu geaca de bluș pe mine și arde și soarele, dar e și un aer așa, un vânt plăcut. Așa sunt ochii mei. Uitam să povestesc de ce m-am apucat de aceste cărți din seria Bridgerton. Atunci sunt 9 cărți. Pentru că m-am gândit, cum am văzut primele două sezoane și a fost distractiv, a fost fain, m-am gândit că așa mai desconectez de la alte cărți o perioadă și e ca o pauză. E o lectură, ascultare mai ușoară. Și ce drept cu prima carte, Eu și Ducele, m-am amuzat, m-am distrat și am râs. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. A doua carte, la fel, ce era Viscontele și nu știu ce, ceva de genul parcă. A doua carte, la fel, a fost foarte distractivă și mi-a plăcut acel schimb de replici și de tot felul de dialoguri așa faine, care nu le auzim în ziua de astăzi. A fost fain, bineînțeles, am dat ochii peste cap când descria autoarea dialogul din nopțile de noaptea nunții. Băi, oameni buni, chiar vorbeau așa de mult? În fine, și mai ales chiar acel dialog. Și ce vreau să zic e că continui cu ele, pentru că odată ce le-am început și le-am la îndemână pe această aplicație, mă distrează și avem nevoie de distracții. Nu sunt cărți grele de ascultat, de captat atenția. Cred că ajută umorului nostru și atunci o să continui cu ele. Sper să nu fie plictisitoare încolo. Deocamdată merg bine aceste trei cărți, dar cel mai mult cred că m-am amuzat cu prima. Poate și pentru că, cum am văzut pe Netflix, cât de cât mă așteptam la anumite lucruri și poate de aia, nu știu. Oricum, cărțile sunt diferite față de ceea ce țin eu minte că am văzut în cele două sezoane din film. Sunt diferite, dar faine. O distracție, amuzament. Bine. Aici am prima mea comandă de pe Shein. N-am desfăcut-o încă. Mi-a ajuns luni, cred, și am târziat cam vreo două săptămâni sau 10 zile, nu mai știu, că pot să o las chiar în descriere, că nu m-am uitat înainte să încep să filmez. Și vreau să vă zic că îi mulțumesc foarte mult Rebecăi de la canalul Rebecca Mânzilă. A acceptat să facem această colaborare și abia aștept să văd și comanda ei de pe Shein, să vedem ce și-a comandat și ea.
și o să vă las pe ecran și în descriere și canalul Rebecca și Instagramul ei. Îmi place foarte mult să văd pozele care le pune și să-i urmăresc videourile. Chiar azi dimineața am mers spre lucru pe jos, ascultând-o pe ea și mi-a plăcut că a avut un vlog mai lung și a vorbit mai mult și mi-a plăcut acest gen de video, să o aud cum vorbește mai mult, așa o cunoaștem mult mai bine. Și să începem cu prima mea comandă de pe Shein, să vedem cu ce rămân, ce dau înapoi, să vedem ce materiale sunt. Câte am luat? Perioală. Aici cred că e o rochie. Mie îmi place foarte mult culoarea verde. Verde închis. Și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lucruri. Haideți să începem cu asta, că tot era pusă separat. Zicea o fată odată că îi plac foarte mult punguțele astea cu zip, așa, cu fermoar. Wow! Păi chiar mișto materialul. E chiar fain materialul. Da, asta e o rochițică. Îmi plac astea așa petrecute, cum ar veni în crusada, să zicem, spaniolă. Îmi plac foarte mult. Așa pare transparentă, dar odată ce o pui pe tine, deja nu se mai vede. Deci nu mai e... Și tare mișto materialul. Deci chiar nu mă așteptam la un material așa. Mă așteptam la ceva mult mai sintetic, mult mai... ceva așa care dă impresia că se scămoșează, că... Mi-a luat mărimea M 38. Cred că... Nu știu, la urmă să vă zic dacă îmi vin și ce țin și ce nu țin. Deocamdată vă zic că îmi place foarte, foarte mult. Deci e super faină și modelul și culoarea. Să văd cu... Dacă îmi vine mărimea, o țin sigur. Deci nu aș da înapoi din cauza la material sau la altceva. Și e super, super faină. Asta e o bluziță. Pare destul de mărișoară. Deci mai mult ca sigur o să-mi vină. E mărimea L, pentru că n-am vrut să mă risc să-mi iau mărimea M și să nu se aranjeze, știind că e și un model așa, n-am vrut să mă risc. Asta e un material așa puțin mai... Nu e prea pe placul meu. Dar nici nu cred că o să-l dau înapoi. Dacă se aranjează pe mine, nu o să-l dau înapoi, pentru că pare destul de plăcut. Mi-era frică ca acest material să nu fie rochia aceasta și nu e. Dar pe bluza aceasta, așa simplă, mi se pare foarte plăcut. Nu știu de ce. O să vă las poza pe ecran. Să vedem acum mai departe. Da, asta e o rochițică care la fel am vrut să le am pentru ori merg la lucru cu ele, ori când ies în parc cu copiii. Am luat o mărimea M, dar e un M destul de mare, eu îl văd ok acest M și se leagă aici pe spate. Și vine așa cu elastic în talie și se leagă. Eu o văd super ok. Uitați și culoarea. Cred că am luat-o, când m-am uitat la poză, cred că am văzut-o pe mai mult verde decât... văd că are mai mult albastru. Eu am văzut mai mult verde în poză. Dar nu e urțică, îmi place și mai ales cum o vreau pentru poze, pentru să ies în parc copii, să fiu lejeră. E ok. Ce mi-am dat seama acum că nu mi-am luat lista cu prețuri, ca să vă zic și prețurile, dar ce o să fac e o să le pun pe ecran. O să vă pun prețurile pe ecran. Apoi mai departe, încă o bluziță, pentru că mi-am dat seama zilele astea că am tricouri simple, dar nu am așa bluzițe puțin mai aranjate care să zică ceva, care să pot să-mi pun o pereche de bluș sau o fustă sau ceva. Și am ales bluzița asta, mărimea M. Păcat că nu pune și prețurile pe etichetă, că mi-ar fi fost mai ușor să le zic.
E tot așa un material foarte, foarte sintetic, dar fiind o bluziță e plăcut. Nu o să o dau înapoi. E un M, decât poate doar să-mi vină prea scurtă sau prea strâmtă și atunci da, aș da înapoi. Dar dacă mi se aranjează cum mă gândesc eu că o să-mi vină, cred că o să o păstrez. Îmi place. E drăguță. Las aici. Apoi, mergând mai departe, asta e o rochițică. Mie mi-a plăcut foarte mult mereu aceste buline și un material foarte plăcut și cu elastic aici. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Și mă uitam la ele pe Mango, pe Zara, dar nu coborau de 30-40 de euro și îmi ziceam că nu pot să dau atâția bani pe ele și apoi pentru ce, să nu le port sau să trebuie să le port doar într-un loc mai pretențios sau o ocazie. Totuși să dau 30-40 de euro pe o rochie și să mă duc cu ea la lucru sau să ies în parc să dau copiii în leagăn sau să stau când se joacă ei fotbal, nu prea aș vrea. Dar acestea, nu știu cât au fost, că au fost în jur de 7 euro sau 10 euro, mi se par super ok. Acum să vedem cum se aranjează și să nu fie prea transparentă, deși pare un material destul de grosus, destul de plinuț, nu e chiar atât de transparent. E mărimea M. Dacă se aranjează bine și vine bine, o păstrez, pentru că, uitați, și aici la spate are elasticul mai scurt și în față vine așa ca de mai în sus să se acopere decolteul, mai, să se aranjeze mai ok și cu breteluțele astea. Îmi place mult. Eu cred că am luat bluzițe la fel și culori diferite. Nu știu de ce mi-amintesc eu. Da, aceasta e la fel ca cea portocalie, doar că e o culoare așa, un portocaliu pal, mai deschis, mai, nu e roz, e un somon așa spălăcit. Și îmi place, e ok. Cu ceva, cu imprimeu în partea de jos, cred că merge frumos. La fel, ce mărime a fost aceasta? Dacă îmi găsesc pe aici eticheta. Da, a fost mărimea M. Aceasta mărimea M. Ar trebui să se aranjeze, ar trebui să-mi vină bine această mărime. Să vedem. Și asta e o bluziță. Pare un pic cam mare. Deși e un M, e destul de mărișoară. E mai mare decât bluzițele celelalte, mărimea M. Mi-am luat-o în ideea să o pot purta cu pantaloni scurți sau cu o fustă sau cu veche de blugi la lucru. Să mă pot îmbrăca că vin căldurile mari de acum, deși astăzi a fost foarte frig de dimineață. Și e un material așa foarte sintetic, dar nu se agață de degete, nu e, e plăcut la atingere, mie îmi place. Și o să, dacă îmi vine mărimea și e ok, o să-l țin. De fapt, toate care le-am luat, îmi place materialul și rochițica aceasta e super, super faină. Dacă îmi vin mărimele și se aranjează și nu trebuie să dau nimic înapoi, o să vă zic. Dacă dau ceva înapoi, nu știu exact ce am vrut să zic acum. Ce vreau să zic e că dacă îmi vin astea bine, sigur o să mai fac și altă comandă de pe Shein. Asta e prima mea experiență cu Shein. Deocamdată pare bine situația. O să vă las aici, poate le și probez. Eu abia am ajuns de la lucru să văd ce mai e de făcut prin casă. M-am ciufulit, m-am luptat, mi-a căzut și clama din păr. Nu rămân decât cu bluzița aceasta. Aceasta portocalie. E mărimea M. Mi se aranjează bine și aici, pe umeri și pe corp. Celelalte vin ciudat. Deși sunt un pic mai mari pe burtă, pe abdomen, vin de parcă ar fi material în plus. Dacă ar fi mai mici, n-ar intra pe mine. Dacă ar fi mai mare, ar fi material în plus care n-are unde să se aranjeze și pe ce să se aranjeze. Rochile. Rochia cea verde e foarte frumoasă, dar ca să o leg, să o încrucișez pe mine, vine ok, doar că la decolteu trebuie mereu să o prind cu ceva și aia mi se pare incomod, trebuie să fiu mereu atentă.
Cealaltă, portocaliu cu flori care se leagă la spate, vine prea scurtă, se aranjează frumos pe piept, pe umeri, pe spate, dar având locul ăla la spate și cu elastic, o să am mereu senzația că trebuie să trag de rochie în jos și să trag de elasticul ăla în jos, doar pentru că e prea scurtă pentru mine, pentru că mie mi se ia multă rochie și pe spate, pe umeri. Se consumă mult material și pe aici. Și atunci și pe aia voi da înapoi. Cealaltă albă cu elasticul aici pe piept e incomodă, zgârie. Deci zgârie și nu pot să o țin, plus că bretelele alea nu le pot purta nici cu sutie, nici fără. Nu. Deci o dau înapoi. Și bluzița cea culoarea somon vine prea strânsă. Cealaltă albă care vine așa pe gât și cu mânecile cu elastic. La fel pe burtă, pe abdomen, vine ok, dar parcă e prea mult material. Unde se aranjează materialul? Trebuie să mă ocupor, să o îndoi, să o bag pe dinăuntru, pe desubt. Nu e genul meu, m-ar incomoda prea mult și nu am de ce să o țin. Și măsurile sunt ok, deci măsurile sunt ok, sunt exact măsurile. Dacă scrie M, e un M real, dacă scrie L, e un L real. Deci sunt ok, sunt mulțumită de materiale, sunt mulțumită de prețuri, sunt mulțumită că v-am lăsat mai devreme când vi le-am arătat, v-am lăsat și prețurile. Dar voi rămâne doar cu aceasta. De acum o să închid pentru că vreau să caut comanda, să văd exact cum fac să obțin eticheta, codul de returnare și... Și o să le dau înapoi, vreau să-mi recuperez banii, să vedem. Uitați, vreau să vă zic că acești cercei, am fost să-mi dau osei permanentul jos de pe unghii și chinezoica de acolo mi-a văzut cercei și i-am spus, păi urmăriți-o pe Alina Constantin pe Instagram și vedeți câte lucruri faine are făcute de ea. Sunt foarte, foarte drăguți. Love it how you love me electric, like you do. Love it how you love me electric, always you. Love it how you love me electric, electric. I love it how you love me a lot, love me a lot, love me electric. Baby, keep the light on for me, I'm coming home. Know I got you forever, wherever I go. I feel like I'm high. Oh, and I wouldn't change the way you got me jumping through hoops. All the wishes in the world and I wish for you. I feel like I'm dying. Oh, and I found heaven in your eyes. Tell me it's all mine, holding on too tight. You're like a neon sign in a starless night, showing up so bright. Mergem să ducem astea înapoi. Hainele care nu mi le țin de pe șin. Partea proastă e că mi-a 4,50 € la poștă, ca să... Bine, la poștă nu, de la Shein. Mi-a 4,50 € ca să dau o parte din comanda înapoi. Dar asta e. David rămâne acasă și noi mergem la poștă să le ducem. Am fost și am dus lucrurile la poștă și apoi am trecut să cumpărăm niște somon ca să facem orez cu somon pentru seara asta, dar Eduard a vrut plăcintă cu ton și am cumpărat o plăcintă cu ton și Hugo și-a ales ouă Kinder. A luat o cutie cu 3 ouă, câte unul pentru fiecare. Până la urmă nu mai filmez că o să gătesc în seara asta, pentru că ei vor cina plăcintă cu ton. Hugo, Hugo! Noi vă mulțumim pentru vizionare, mulțumim și Rebecca-i pentru această colaborare. Nu uitați să vă abonați la acest canal, pe noi ne ajută foarte, foarte mult. Și ne vedem în următorul video.